Continuăm campania Doctor Bun, din nou aici la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. De data aceasta mă aflu la compartimentul de chirurgie vasculară, un compartiment relativ nou, alături de medicii Cătălin Sanda și Dragoș Muraru. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de a fi Doctor Bun în cadrul campaniei Observatorul Prahovean. O să încep cu dumneavoastră, domnule Doctor Sanda, pentru că știu că dumneavoastră vă aparține meritul, și nu folosesc cuvinte mari, de a avea aici la Ploiești acest compartiment. Înființat, nu am făcut mențiunea asta, în urmă cu 15 ani. Da, am venit aici pe 6 decembrie, am înființat acest compartiment. Colegul meu s-a alăturat cu 2 ani mai târziu și împreună am încercat să dezvoltăm această specialitate în cadrul care pacienții aceștia vasculari, ținând cont că pacienții cardiovasculari sunt cei mai numeroși în lume, inclusiv în Prahova, să putem să rezolvăm aceste afecțiuni. Noi am încercat să facem intervențiile chirurgicale care să cuprindă, să acopere toată patologia vasculară, atât pentru boala arterială, cât și pentru boala venoasă, da? Dar și partea de carotide pentru prevenția accidentelor vasculare cerebrale, pentru fistule la pacienții care trebuie să intre în programul de hemodializă, având insuficiență renală. Care sunt, domnilor, cele mai grave probleme de natură vasculară? Pentru că acest tip de chirurgie este relativ ceva necunoscut pentru foarte mulți. Chirurgia vasculară este o chirurgie complexă. Cea mai complexă afecțiune, după părerea mea, este anevrismul de aortă abdominală și artere iliace, unde trebuie intervenit, mai ales dacă se prezintă ruptura peretelui vascular, trebuie intervenit imediat, pentru că pacientul, din păcate, își pierde viața. Este o patologie extrem de complexă, dar care a fost rezolvată și la noi în spital. O să rog și pe colegul meu dacă e să aibă altă părere. Ascultându-vă, mi se pare așa că vorbiți un fel de broderie. Intervenții de foarte mare migală, foarte mare precizie. Într-adevăr, așa sunt intervențiile. Sunt intervenții reconstructive, în care fiecare greșeală se vede imediat și adeseori nu există o a doua șansă de reparare ei. Și în afară de anevrisme, sigur mai sunt ischemiile acute, unde de asemenea trebuie intervenit într-o fereastră de timp limitată, unde, din nefericire, dacă nu se face intervenția, pacientul câteodată nu are timp, să spunem că trebuie trimis în altă parte, da? Trebuie intervenit rapid. Da? Asta nu are posibilitatea. Asta voiam să vă întreb, dacă acest tip de intervenții sunt permisive din punct de vedere al timpului sau dacă este ruptura vasculară sau o ischemie acută, dar la care pacientul a temporizat prea mult. În ischemia acută trebuie intervenit în primele 6 ore de la debut. Dacă s-au pierdut deja 3-4 ore, nu mai există timpul până să meargă la un spital din București. Trebuie intervenit cât mai repede ca pacientul să aibă șansa să se rezolve problema. Avem așadar și aici la Ploiești un adolescent, dacă pot să-l numesc așa din punct de vedere al vârstei, acest compartiment de chirurgie vasculară, 15 ani la dumneavoastră, 13 la domnul doctor Muraru. Cum vedeți buna funcționare acestui compartiment aici la Ploiești și încrederea pe care le conferiți pacienților? Suntem pe un drum bun, în sensul că sperăm și avem și certitudinea din partea conducerii că acest compartiment se va transforma în scurt timp în secție și o să începem și serviciul de gardă, având posibilitatea să rezolvăm și pacienții care vin în afara programului, da? Faptul că au mai venit 3 colegi noi medici specialiști ne ajută foarte mult pentru a face acest serviciu de gardă și a rezolva. Drumul nu a fost ușor, dar ce a fost, a fost. Noi ne gândim ce o să fie în viitor și sperăm să putem să investigăm pacienții vasculari în totalitate în cadrul Spitalului Județean și să-i rezolvăm
cu bine. Vorbim așadar de un compartiment care nu suferă din cauza deficitului, să înțeleg. Pentru deficitul că știu că asta este o problemă. Personal, nu. Câți medici avem în momentul de față? Sunt 5 medici, 2 medici primari și 3 medici specialiști. Da, este o veste bună. Față de alte specialități, exact. La noi... Am tot vorbit de deficitul de medici. Mai bine de 10 ani au fost 2 medici și acum suntem... 5 medici așadar pe chirurgie vasculară. Ce a fost rău a trecut, ați spus, sunteți optimiști. Vreau să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă echipa. În cadrul compartimentului, așa, relația mea cu doctorul Muraru, eu zic că este una extraordinară și de aceea am și putut să construim această specialitate și să ajutăm mulți pacienți făcând operații complexe care se credeau că numai în București se pot face. Relațiile cu colegii noi sunt în construcție, dar speranțele sunt că unele sunt unele bune, să formăm un grup în care să fie o armonie. Așa. Și sperăm o colaborare foarte bună și cu colegii de pe alte secții. Nu, ascund... Cât de importantă este această colaborare și cu colegii de pe alte este secții? Vital. Pentru este că mă vital. Gândesc că în timpul unei intervenții chirurgicale se poate întâmpla ceva neprevăzut care nu mai ține de dumneavoastră, exact, de competențele dumneavoastră. Partea vasculară, unde niciun alt chirurg nu unde trebuie să intervine și chirurgul generalist și ortopedul, dar pacienții arteriopați sunt pacienți mai în vârstă, au probleme cardiace, consultul cardiologic este extrem de important. Bineînțeles, la pacienții care au accidente vasculare cerebrale, relația cu neurologul la fel este extraordinar de importantă. Nu mai vorbesc de relația cu anestezistul și terapia intensivă. Și există această conlucrare? Adică... Există. Fără ei nu se poate face. Bineînțeles că poate să fie îmbunătățită partea aceasta, dar... Ea există. Domnilor, vreau să vă întreb de ce un pacient cu o problemă evident de natură vasculară ar trebui să aibă încredere în ceea ce înseamnă Spitalul Județean de Urgență Ploiești și să nu mai meargă pe acea gândire pe care, din păcate, o au foarte mulți și pe care o să-l citesc pe domnul doctor Dan Oprea, cel mai bun spital din Ploiești, trenul spre București. În primul vreau rând, să demontăm un pic această idee. Trebuie să existe o comunicare foarte bună între medic și pacient, da? Pacientul trebuie să vină întâi la un consult și dacă medicul îi câștigă încrederea și eu zic că noi reușim acest lucru, el sigur va alege până la urmă Spitalul Județean. Da? Pentru că sunt mult mai multe avantaje aici, în sensul că este mai aproape de casă, îl putem rezolva mult mai repede, pentru că programarea în București s-ar putea să fie una mai pe lungă durată. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, fără doar și poate, nu există motive pentru care cineva ar trebui să opteze pentru un alt spital. Dar vreau să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă dotare. Pentru că și acest aspect este unul foarte important. Din păcate, aici la dotare, Spitalul Județean nu este conform spitalelor din București. Dar suntem pe un drum bun, avem promisiuni pentru partea de arteriograf. Din păcate, pacienții care necesită această arteriografie trebuie să meargă la alte spitale din capitală și ulterior să revină, ca să putem. Nu putem face operația fără aceste investigații. Da? Noi trebuie să știm de unde până unde facem această intervenție, această revascularizare. Fără această arteriografie, noi nu putem ca și chirurgi să facem această operație. De aceea este vitală. Dar avem promisiunea că se va face într-un timp cât de scurt și această achiziționare a arteriografului. Ar mai fi util un ecograf pentru urmărirea postoperatorie a pacienților vasculari, n-ar ajuta. Există complicații și postoperatorii care nu țin neapărat de actul medical, țin de bolile asociate ale pacientului și o urmărire postoperatorie eficientă ecografic n-ar ajuta. Imagistic, vorbind. Da.
Care a fost, nu știu, cea mai complexă intervenție pe care ați avut-o în echipă? Anevrisme, dar fiecare... Ați avut vreodată emoții? Oh, sau nu știu? Da, sigur că da. Emoții sunt la fiecare operație? Fiecare operație, să știți că denotă o emoție. Fiecare pacient, chiar dacă pe hârtie se scrie același diagnostic cu același tip de intervenție chirurgicală, pacientul este diferit, da? Există bolnavi, nu neapărat boli, da? Pentru că chiar dacă scriem afecțiunea, bolnavul poate să fie altfel, da? De exemplu, dacă faci un bypass aortobifemural, poate să fie un pacient la care artera principală aortă să fie cu pereți supli și atunci decurge mult mai ușor partea de revascularizare când coși proteza acolo, nu sunt plăci de ateron. E, dar când artera este calcificată, lucrurile sunt altfel, mai tremur puțin, așa, pentru că nu intră acu prin peretele acela deși atât de ușor. Deși medicii, chirurgi au emoții. Oh, da, fiecare operație. Noi suferim pentru fiecare pacient. Și da? O părticică din noi rămâne. Să știți că, din păcate, se mai pierde un pacient, moare o parte și din noi. S-a întâmplat asta pe masa de operație? Pe masa sau de operație, după? Nu. Dar să știți că este, da, este extrem de dureros chestia de asta, pentru că o perioadă de timp nu mai ești tu. Gândirea asta înseamnă, domnilor doctor, poate, să fie empatic. Dacă puteai să faci și altceva care să fi schimbat cumva. V-ați întrebat asta? Nu știu, când ați pierdut un pacient, oare puteam să fac mai mult? Și cum să zic, când intri în operație, vorbim despre acel caz, ne interesăm, studiem, încercăm să găsim soluția cea mai bună, da? Normal că te gândești. Când dați un examen până aflați rezultatul și tot vă gândiți, da, păi, după operație. Care a fost cea mai mare satisfacție pe care v-a oferit-o un pacient, nu știu, cea mai frumoasă vorbă pe care ați auzit-o? Mi-ați spus-o înainte de a începe această discuție, o să vă rog să... Am o pacientă care mă numește doctorul om, ceea ce foarte pentru mine... Ce înseamnă este doctor om? În sensul că a apreciat faptul că mă port frumos și încerc să mă port frumos cu toți pacienții, în sensul că încerc să mă pun în locul lor. Da? Vreau să fiu și eu tratat ca și cum aș fi eu pacientul de un doctor similar ca mine. Da? Și mai este un aspect, nici o persoană nu vine la spital de drag, da, să spun așa. Este, vine pentru că are o suferință și automat cred că oamenii trebuie înțeleși și prin prisma acestui lucru. Știți cum este? Lucru. Dacă știi să vorbești cu omul, pacientul o să spună jumătate m-ați vindecat numai pentru că știu să vorbiți. Adică sunteți și buni psihologi? Încercăm. Dincolo de nu ne asumăm acest partea chirurgicală. Dar încercăm să avem această empatie, să înțelegem pacientul. Cât de importantă este comunicarea cu pacientul, chiar și cu aparținătorul? Pentru că mă gândesc că și aparținătorul suferă poate mai mult decât omul acela aflat pe masa de operație. Cum este? Comunicarea. Fără comunicare nimic nu o să meargă și cred este foarte important ca decizia să fie luată în comun. Trebuie aparținătorii și pacientul trebuie să înțeleagă patologia, variantele și alegerea în final să aparțină amândurora. Aveți timp, aveți indicul. Răbdare să faceți asta? Pentru că sunteți oameni. Trebuie, da, dar totuși meseria de medic implică și chestia asta și comunicarea cu pacientul și cu aparținătorii. Deci implică, nu este ceva ce facem în afara programului sau ceva. Au fost pacienți pe care, nu știu, ați reușit să-i convingeți sau să-i liniștiți și să le conferiți încrederea aia de care aveau nevoie doar prin vorbă? Eu cred că da. Pentru că au venit pacienți care erau foarte speriați, anxioși, care își doreau numai la București să facă să, așa, dar li s-a explicat. Dar ce se întâmplă, domnilor, la București? Ce e atât de spectaculos la București? Imaginea, probabil. Imaginea, dar câteodată, cum să zic, și noi ne putem schimba imaginea și noi putem să fim cel puțin un spital din București, da?
cu puține schimbări, cu puține. Trebuie să comunicăm mai bine între noi, să ne înțelegem mai bine și să încercăm să rezolvăm pacientul pe plan local, da? Bineînțeles, mai e nevoie de dotare, de așa, dar eu cred că o bună comunicare, marea majoritate a patologiei cu care se prezintă pacienții la Spitalul Județean din Ploiești pot să fie rezolvați aici. Și mulți sunt rezolvați aici, da? Sunt foarte mulți medici buni, da? Numai că trebuie, cum să zic, să ne unim efortul, să comunicăm mai bine între noi ca să scăpăm de această sintagmă care a apărut pe Spitalul Județean. Dar există limite? Adică vă dați seama când se poate aici și când nu se mai poate aici? În primul rând, când nu avem aparatura necesară, da? Și atunci, dacă pacientul ar beneficia de un tratament endovascular, în cazul patologiei vasculare, să zic, ar beneficia, bineînțeles că îl trimitem noi către un spital din București unde se poate face această intervenție, da? Pentru că la noi nu se poate face, da? Sunt mulți prahovenii care suferă de boli vasculare? Sunt suficienți. Noi am tratat... Nici nu știu. Da, se poate să suferi de o boală vasculară și să nu știi? Da. Să-și arate fața... Da, din păcate sunt diagnosticați într-un stadiu avansat al bolii. Care ar fi acele afecțiuni care nu dau simptome sau nu știu și pacientul vine prea târziu? De exemplu, arteriopatia... Așa, de membre inferioare, pacientul consideră că îl supără de la reumatism picioarele, de la vârstă, că nu mai merge, că nu așa, și vine la medic decât când apare o leziune sau... 5 ani mai târziu cel puțin. Da. Și atunci lucrurile adică sunt... se oblojește singur, să spun așa, cu tot felul de... Trebuie să existe și această educație sanitară, în sensul că să se prezinte periodic la medicul de familie, medicul de familie o să-l vadă și o să-l îndrume corect unde are nevoie. Și ce înseamnă prea târziu? La noi primul simptom ar fi durerea claudicantă, durerea care apare după anumită distanță de mers. Pacientul consideră că apare din cu totul altul, adică articulară, vârstă. E suficient să se oprească, durerea trece. Se obișnuiește cu aspectul, de-a lungul anilor, durerea apare la o distanță din ce în ce mai mică. Dar obișnuindu-te, nu te alarmezi. Până când nu apare leziunea sau durerea noaptea, îl trezește. Deja foarte, foarte târziu. Se mai poate face ceva? Se mai poate, dar depinde. De asta trebuie să facem această investigație arteriografie, care ne arată nouă dacă se poate face această revascularizare. Da? Trebuie să ca pacientul să aibă un pat vascular permeabil și din care noi să putem să venim cu bypass-ul să ne grefăm pe acele vase permeabile. Dacă pacientul nu mai are patul vascular, este gracil, sunt decât niște vase musculare care nu permită graftarea, atunci, din păcate, nu sunt prea multe soluții, dar cu tratament mai putem să prelungim așa, să nu ajungă la amputație. Din păcate, complicațiile sunt foarte serioase în această patologie. Apar și la vârste, la oameni tineri? Din păcate, da, din ce în ce mai multe. Care sunt cauzele? Există, de fapt, niște factori de planșator? Există, de exemplu, o vasculită, sunt niște boli autoimune la care pacientul trebuie diagnosticat în serviciu de medicină internă sau reumatologie, sunt niște afecțiuni pe vasele de calibru mic, care ulterior determină niște tromboze și pe vasele mai mari, cu calibru mai mare. Iar atunci, din păcate, lucrurile nu merg prea bine, pentru că chiar dacă faci bypass-ul acesta, dacă nu este tratată boala de fond, lucrurile nu merg bine. De aceea trebuie să existe această cooperare între specialități. Pentru ca un om să nu ajungă prea târziu, vorbeați puțin mai devreme despre prevenție, despre controale pe care o persoană ar trebui să-și le facă. Avem noi această cultură, noi ca popor, prevenției? Din păcate nu. De aceea, de exemplu, în țările din vestul Europei, boala arterială nu prea mai există stadiul 3 și 4 unde apar aceste leziuni. Da? Oamenii se duc din timp,
este recunoscută această afecțiune și tratată. Dar la noi, faptul că pacientul nu se prezintă din timp, majoritatea vin în stadiile acestea avansate ale bolii și atunci lucrurile, cum să zic, complicațiile sunt mult mai frecvente. Mult mai greu de tratat. Cu câte cazuri vă confruntați? Nu știu, într-o zi normală. Sunt câteva cazuri, dar dacă e să le luăm așa, deci 3-4 pacienți arteriopați se prezintă zilnic în policlinică la noi. Vârsta diferă între 50 și 80 de ani, să spunem așa, da? Dar pot să vină și pacienți, da, nou descoperiți, da? Dar sunt și pacienți care pot să fie la 20 și ceva de ani și 30 și ceva de ani. Bolile acelea autoimune, da? Trombangeita obliterantă și tot așa. Bun, am vorbit despre partea profesională, care bineînțeles prezintă interes, dar vreau ca oamenii care ne urmăresc să vă cunoască și dincolo de ceea ce înseamnă halatele albe pe care le purtați și viața asta pe care o petreceți, nu știu în ce procent, asta urmează să-mi spuneți dumneavoastră aici, la Spitalul Județean de Urgență. Are dreptul un medic să aibă și viață personală, să spun așa? Eu cred că cu toții ar trebui să avem dreptul la viață personală, pentru că o singură viață avem cu toții, da? E adevărat. Menirea noastră ca și medici este să-i ajutăm pe ceilalți, dar trebuie să ne trăim și viața noastră. Cred că cu toții. Și noi avem familie, avem copii de care trebuie să avem grijă, de care trebuie să-i îndrumăm. Și noi avem dreptul să mergem la un spectacol, la teatru, la operă, să vedem un film, să ieșim în parc, da? Să ne bucurăm. Luați meseria cu dumneavoastră acasă? Sau nu știu, activitățile astea? Fără să vrei, o iei. Pentru că dacă deci vă rămâne gândul la pacienți. Da, la... Dar ajunge din urmă. Chiar dacă ne propunem, fără să vrei, tot te gândești. Eu nu știu cum sunt colegii mei, dar sunt convins că și ei sunt în asentimentul meu. Când este un caz mai complex, noaptea nu dormi prea bine. Stai să te gândești, te uiți la telefon, sună, nu sună, o fi bine, nu fi bine, dacă sună, nu s-a întâmplat să veniți și de acasă să fiți sunați? Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Dar ajuta un serviciu de gardă în sensul acesta. Da, un serviciu de gardă ne-ar ajuta, mai ales că acum suntem în număr suficient de mare să acoperim această gardă. Ar ajuta și pentru somnul nostru mai bun, dar și pentru pacienții vasculari prahoveni. Să știți că noi am rezolvat și pacienți și din județele limitrofe, din Buzău, din Dâmbovița, abia am înțeles că ați avut pacienți și din București, da, că ați preferat Ploieștiul. Și Ialomița, da? De asta, noi suntem prezenți când este nevoie și avem dorința de a rezolva acești pacienți. Ce vă place să faceți în afară de medicină? Și nu mai are timp de ce. Știți cum e? Nu știu, ascultați muzică, vă place să vă plimbați, vă place să citiți, vă place... Sigur că da. Vorbeați de spectacole. Sigur, ne dorim chestia asta. A, vă doriți. Ne dorim, dar și mai mergem, pentru că, știți cumva, și familia, nu neapărat că luăm noi decizia. Mă anunță soția, avem bilete la operă sau avem bilete la teatru, fain așa, fel încât să putem să mergem. Dar mă bucur și de aceste experiențe. V-am zis, considerăm că fiecare om trebuie să-și trăiască viața. Da? Dacă ar sta în puterile dumneavoastră să schimbați ceva, și aici mă refer la sistemul medical actual, care ar fi acel ceva? În primul rând, o optică, dacă s-ar putea, o optică unitară. O optică unitară. N-ar mai trebui făcute diferențe între specialități. Din păcate, lucrurile nu merg bine. S-au făcut niște diferențe între specialități și cu sistemul de salarizare și tot. Nu ar trebui să fie aceste probleme, pentru că diferențele salariale între secții fac ca oamenii buni de pe secțiile unde nu sunt sporuri mari să-și dorească să plece în partea aceea și rămânem cu deficit de personal și
oameni care vin, care nu sunt instruiți și atunci cine are de suferit? Pacientul. Organismul uman este asemenea unei uzine, să spun așa. Fiecare exact. Organ este important, în egală măsură, din punctul meu de vedere. Da. Nu este unul mai important ca altul. Da, dar dacă... Trebuie să conlucreze. Dar dacă îl faci să existe armonie. Să fie mai important decât celălalt, degeaba știți cum este, se întâmplă să ai creierul bun dacă inima își cedează sau degeaba ai inima bună dacă ai un neoplast deficat, da? Lucrurile sunt clare, da? N-ar mai trebui făcute aceste diferențe între secții, între specialități și ar trebui toate specialitățile ridicate și promovate, da? În egală măsură. În egală măsură, da? Pentru că, nu, v-am spus puțin mai devreme, părerea mea, e ca și cum ai avea o cameră, trebuie să faci curat în toate colțurile. Dacă dai gunoi într-un colț sau îl bagi sub covor, nu înseamnă că acea cameră este curată. Înseamnă că ai făcut o chestie care nu se face. Superficială. Da? Care nu de se face. Da? Care nu va ține ar trebui, eu vorbesc pentru chirurgia vasculară, toate spitalele județene ar trebui să aibă secție de chirurgie vasculară, toate spitalele județene ar trebui să aibă arteriograf care să funcționeze. Tratamentul endovascular începe să fie predominant și la care pacientul are mult mai multe beneficii, în sensul că la un anevrism de aortă abdominală, una e să-l tai pe tot abdomenul, să-l tai pe picioare, alta e să intri prin niște incizii mici, să-i pui endovascular o proteză, să-i rezolvi. Da? Și dezvoltarea asta ar trebui sprijinită la nivel național și uniform pe teritoriul. De asta, în primul rând, colegii din minister ar trebui să facă acest pas și pentru aceste lucruri. Nu numai în București, peste tot trebuie să facă, pentru că sunt pacienți care nu au posibilitatea să ajungă în București. Corect. Da? Sau și ei, și ei se pierd. Da? Ei v-ați, se pierd. V-ați vedea în altă parte sau o să trageți mereu pentru spitalul ăsta? Știți cum am pornit pe drumul acesta 15 ani, totuși nu este o perioadă atât de mică. Pentru noi, să știți trebuie că... Trebuie să-l faceți mare acum. Este multă muncă. Da, este o investiție foarte mare. O parte din noi a rămas aici și, cum să zic, chiar dacă sunt și perioade mai puțin plăcute, mai grele, noi credem în spitalul ăsta pentru că o parte din spital... Suntem și noi, da? Și de ce și oamenii ar trebui să creadă în spitalul ăsta? Oamenii din afară. Trebuie să creadă pentru că majoritatea, ca să zic, toți colegii noștri, ei așa, doresc binele pacientului. Eu sunt convins, o să vorbesc în numele meu și a colegilor. Modalitatea cum ne comportăm noi cu pacienții, cred că îi convinge pe pacienți ca să se adreseze spitalului. Dumneavoastră județean. Ca medici, dar știți că iarăși revin la vorbele astea de duh din popor, până la Dumnezeu te cam mănâncă sfinții. Așa ce este. Facem cu treaba asta? Suntem pe un drum bun totuși, s-au făcut investiții mari în spitalul acesta. Se încearcă să aducă medici tineri, poate și suflul acesta cu colegii tineri o să schimbe puțin și din atmosferă și din modul de a se vedea lucrurile. Nu ne pierdem speranța. Deci este nevoie dincolo de o bună pregătire profesională și de ceea ce înseamnă empatie față de durerea omului. Așa și este. De o... Dar și oamenii trebuie să înțeleagă că la Spitalul Județean se pot rezolva multe dintre aceste afecțiuni, da? Eu sunt convins că 99% din afecțiuni pot să fie rezolvate aici, da? Ați avut și pacienți recalcitranți sau aparținători recalcitranți? Pentru că haideți să privim și în partea cealaltă. Sigur că da, dar... Cum gestionați situațiile de genul? Încercăm să le explicăm, pentru că și să înțelegem supărarea lor acolo, faptul că trec printr-o perioadă dificilă. Omul trebuie înțeles, trebuie lăsat să spună și el ce are pe suflet și pe urmă dacă îi se explică foarte clar ce se întâmplă, ce se poate face aici, ce se poate face în altă parte, de comun acord se ia decizia. Decizia le aparține cumva, dar rolul nostru este să îi ajutăm să ia decizia cea mai bună. Da? Au fost și pacienți impulsul unui moment, s-au supărat, au plecat.
și s-au întors după aceea. Vă spun sincer, am avut o pacientă la care i-am spus ceva mai bun în altă parte, au revenit. Uite ce se poate face. Din păcate nu se poate face mai mult. Asta se poate face aici. Și a zis, nu, eu mă duc în București. S-a dus în București, lucrurile n-au mers bine, dar nu că n-au mers bine așa, n-au mers bine serios, adică așa, și pacienta a venit și și-a cerut scuze. Dar nu trebuie să vă ceră scuze. E normal să faceți ce credeți dumneavoastră, da? Nu, dar a zis, trebuia să mă iau, pentru că dumneavoastră mi-ați explicat foarte bine, m-am dus într-un loc unde nu mi s-a explicat, unde lucrurile nu au mers bine, i s-a făcut o operație, până la urmă, după un an de zile de chin, a revenit la mine să-i fac operația care trebuia de la bun început, da? Ce ar trebui să facă oamenii pentru a nu ajunge la cuțit? Da. Un stil de viață sănătos, o educație sanitară. Deci să începem... un stil de viață sănătos, ce înseamnă un stil de mai viață sănătos? Mișcare, fără fumat, controlul tensiunii arteriale, greutatea, sedentarismul, știm cu toții, stresul, cam... în primul rând, trebuie să încercăm să-l eliminăm. Deci cam tot ce ne descrie la momentul de față pe noi. Toată, da, exact. Da. Stresul, sedentarismul, o alimentație... Da. Fumatul, boli cardiovasculare, fumatul este un factor de risc principal. Deci avem grijă oarecum de... Da. Trebuie să avem grijă de noi. Știți cum este? Ca să cerem întâi să aibă grijă de noi ceilalți, în primul rând trebuie noi să avem grijă de noi. Deci până să aibă grijă domnul doctor de mine, trebuie să am eu grijă de mine. Pentru că dacă noi nu avem grijă, trebuie să înțeleagă. Doctorul nu face minuni. Da? Minunile le face pacientul. Cu ajutorul doctorului. Da? Pentru că dacă noi spunem pacientului, trebuie să faci chestia asta, trebuie. Și pacientul le respectă, minunile sunt făcute de pacient, da? Noi decât îl învățăm să facă aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult, chiar a fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și ce să zic, să creșteți cât mai mari și mult succes în continuare. Mulțumim, mulțumim pentru sprijin.